Șoc total la granița cu România. S-a întâmplat chiar acum. Președintele Vladimir Putin are parte de o nouă lovitură, după ce în spațiul public au apărut noi imagini cu privire la un atac al Ucrainei asupra unei nave rusești din Marea Neagră, din apropierea insulei Șerpilor. Au fost publicate înregistrări video în care se pretinde că rachetele ucraine ne fac ravagii asupra sistemelor militare rusești, în timp ce un remorcher este lovit lângă insula Șerpilor și un elicopter este doborât lângă Donețcă. Ambele pierderi vin ca o lovitură pentru invazia brutală a lui Putin în Ucraina, care face progrese treptate în estul țării, dar cu costuri uriașe în vieți și echipamente. Marina ucraineană a difuzat imagini cu ceea ce se crede a fi o rachetă antinavă care a lovit remorcherul Vasili Bec la ora 4 dimineața, în timp ce acesta livra soldați, arme și muniții pe insula Șerpilor, o zonă intens disputată. Atacul nu a putut fi oprit. Sistemul de rachete antiaeriene al remorcherului nu a reușit să oprească atacul, dar acesta a rămas pe linia de plutire și a fost evacuat pentru reparații după ce a suferit avarii semnificative. Rapoartele inițiale au spus că a fost lovită cu o rachetă harpun, însă au existat, de asemenea, speculații că a fost folosită fie o rachetă Brimstone furnizată de Marea Britanie, fie un sistem de apărare antirachetă de pe navă. Lovitura asupra remorcherului marinei ruse din Marea Neagră a fost înregistrată de o dronă Bayraktar TB2, deci nu se crede că drona a lansat racheta, scrie Daily Mail. Lovitura a fost revendicată inițial de Maxim Markenko, șeful administrației regionale de război din Odessa. Deci marina ucraineană a șters ulterior înregistrarea video de pe contul său de Twitter. Vasil a servit în flota rusă a Mării Negre din 2017.